Binecuvântat să fie Domnul! Frați și surori, în urmă cu o săptămână, începând tematica cunoașterea lui Dumnezeu, am vorbit despre necesitatea cunoașterii lui Dumnezeu, arătând că, așa cum spunea Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan, capitolul 17, versetul 3, viața veșnică este aceasta: să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Astfel am spus că și cunoașterea este harul vieții. Cine nu-L cunoaște pe Dumnezeu, n-are viață. Dar cunoașterea nu se limitează la a afla despre Dumnezeu și ai mulțumi că ne-a mântuit, pentru că noi urmează să petrecem cu El o veșnicie. De-abia în această perioadă, care de altfel nu mai are de face cu timpul, dar în accepțiunea noastră obișnuită, vom putea să trăim la dimensiuni reale cu Dumnezeu. Dar până atunci suntem lăsați într-un proces de educare, de maturizare, să-L cunoaștem pentru a vorbi și altora despre El, să-L cunoaștem pentru a-I putea sluji cât mai bine, să-L înțelegem, ca să-L putem asculta. În această seară vom privi la definirea cunoașterii, la terminologia ei, pentru a vedea ce complexă este cunoașterea. De exemplu, a spune despre un obiect că îl cunoști. Dacă v-aș întreba, cunoașteți mașina mea? M-aș spune, da, aceea albă cu numărul ARA 05 VVO. Dar câți cunoașteți din ce an e mașina? Cam cât valorează la piață, cât e de bună, ce defecțiuni are, câți kilometri are la bord. E o listă întreagă de noțiuni care se ascund doar la un obiect material, dar la un om. Mă cunoașteți, nu? Știți cum mă cheamă? Cât sunt de sănătos, știți? La ce m-am gândit astăzi? Ce ispite am în capul meu? Pentru cine m-a rugat, pentru cine nu m-a rugat. Ce am de plan să fac? Ființa umană este atât de greu explorabilă. Deși e simplu să-ți facă cineva cunoștință cu un om. Îl cunoști? Da, îl cunosc. Îl cheamă Ion, Ilie, Petru. Și mai mult ce mai știi? Dar când e vorba de Dumnezeu, și numai numele Lui sunt greu de cunoscut, că nu-i numai unul ca la noi. Dar întreaga Lui personalitate. Gândindu-ne că este absolută, că nu L-a văzut nimeni. Iată cum îi scrie Apostolul Pavel copilului său prea iubit Timotei despre Dumnezeu în 1 Timotei, capitolul 6. De la versetul 13. Te îndemn înaintea lui Dumnezeu care dă viață tuturor lucrurilor și înaintea lui Iisus Hristos care a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din Pont, să păzești porunca fără prihană și fără vină până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos. Deci să-i slujești lui Dumnezeu care urmează să se arate. Arătare care va fi făcută la vremea ei, de fericitul și singurul stăpânitor, împăratul împăraților și domnul domnilor, singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu te-a poți apropia, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea și care are cinstea și puterea veșnică. Amin. Cum e Dumnezeu? Dacă până joi seara ar trebui să facem fiecare un eseu despre Dumnezeu. Avem mai mulți tineri care au studiat la teologie, alții care au studiat în mod autodidact. Și știm atâtea atribute divine și așa mai departe, lucrări de Dumnezeu. Și totuși, cine ar termina de relata, de a-L prezenta pe Dumnezeu? Noi putem beneficia de dimensiunea cunoașterii filozofice, să ne gândim cum e Dumnezeu. Și astfel, în istoria creștină, au excelat cei din școlastică, mișcarea mistică, să și-L imagineze pe Dumnezeu, să trăiască dimensiuni de apropiere de Dumnezeu la nivelul minții, să lase Duhul cât mai liber
și să atingă culmi cât mai înalte înspre Dumnezeu. Alții vor alte laturi mai empirice din punct de vedere științific, în mod clasic, adică vor experiențe. Și e un domeniu frumos prin care poți să-L cunoști pe Dumnezeu din lucrările sale, din vindecări, din minuni, din diversele sale acțiuni. Dar modul cel mai general și la îndemâna omului este Scriptura. Însă Dumnezeu, prin lucrarea Sfântului Duh, lasă diverse posibilități în a-L cunoaște. Iată ce spunea Domnul Iisus Hristos în Ioan capitolul 5, despre sine, care este, a fost cea mai fidelă imagine a Tatălui. Ioan 5, pagina 1031, citesc de la versetul 36. Dar eu am o mărturie mai mare decât a lui Ioan, căci lucrările pe care mi le-a dat Tatăl să le săvârșesc, tocmai lucrările acestea pe care le fac eu mărturisesc despre mine, că Tatăl m-a trimis. Și Tatăl care m-a trimis a mărturisit El însuși despre mine. Voi nu i-ați auzit niciodată glasul, nu i-ați văzut deloc fața. Deci nu puteau să-L cunoască decât prin Domnul Iisus. Și cuvântul nu rămâne în voi pentru că nu credeți în acela pe care l-a trimis El. Cercetați Scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Cât de ușor le-a fost la oameni să înțeleagă că Scripturile Vechiului Testament vorbeau despre Domnul Iisus? Nu a fost deloc simplu. Sau gândiți-vă la dialogurile din Cartea Iov. Dumnezeu a făcut un set de lucrări, e drept, îngăduindu-i diavolului, dar era semnătura lui acolo, la cererea satanei. Și au intrat în discuții Iov cu cei trei. Iov s-a tânguit și au venit ceilalți să-i explice spunându-i, uite, așa lucrează Dumnezeu, așa sunt acțiunile Lui. Și Iov se ridica să-i contrazică, nu-i drept, am văzut eu că nu se întâmplă așa. Dumnezeu face altfel. Altfel este El. Și vine Dumnezeu la gata și pe trei îi taxează să aducă jertfe, pe Iov îl iartă că a suferit destul numai să-și pună mâna la gură. Și să zică, niciunul n-am înțeles. Am făcut și noi un desert, trebuie să ne rupem foile. Să lăsăm pe Dumnezeu să-și facă El schița cum este. La fel, se poate întâmpla. Să se întâmple o lucrare, poate mai tragică, și suntem oameni, dăm cu părere. Aici e lucrarea Dumnezeu așa, altul să spună nu, e o altă acțiune. Și cine știe să schițeze exact și corect cum și ce face Dumnezeu? Încercăm în această seară să extindem fețele cunoașterii lui Dumnezeu ca să vedem cât de imensă este această lucrare. În Vechiul Testament, expresia pentru cunoaștere este ebraicul Yada, și vom citi câteva referințe din Vechiul Testament, cum am spus mai întâi, pentru a vedea ce forme, ce modalități de a cunoaște avem. Începem din Genesa 3 cu 7, unde Adam și Eva, imediat după păcătuire, gustând din pomul cunoștinței binelui și a răului, au ajuns să cunoască ceva ce n-au bănuit până atunci că va fi așa. Scrie aici, atunci li s-au deschis ochii la amândoi și au cunoscut că erau goi. Cum a fost această cunoaștere? Prin percepția lor, prin cunoașterea minții ajutată de ochi, au putut și să se pipăie, s-au dat seama, au înțeles. În contrast cu această expresie, pentru a înțelege acest sens, avem cazul lui Lot, care fiind beat, a comis un incest și spune Scriptura în Genesa 19 cu 33 că n-a știut ce s-a întâmplat nici seara, nici dimineața. Dar un om treaz, el are percepție și poate să vadă ceea ce se întâmplă în jurul lui. Dumnezeu ne-a dotat cu această capacitate. Un om pricepe mai mult decât o mașină care este cu senzori
Și dacă cineva o zgâlție, pornește alarma. Ei au văzut că sunt goi. Putea să le spună oricine că nu e așa deja, bă, ei au constatat asta. Iată un alt mod de a cunoaște. Citesc din cartea Exod, capitolul 1, versetul 8. Amintiți-vă de Iosif și apoi familia tatălui său care s-au dus în Egipt, au dus-o bine, dar studiind istoria aflăm că a avut loc un război și s-au succedat la tron, pare să că băștinașii în locul hicșoșilor migratori. Și scrie aici în 1 cu 8, peste Egipt s-a ridicat un nou împărat care nu cunoscuse pe Iosif. Imaginați-vă, să înțelegem mai ușor, că în țara noastră românească, știu eu, pe vremea cărui cnezat, era un om cunoscut. Au venit, știu eu, ce hoarde de popoare migratoare, s-au instalat acolo, au preluat conducerea și acel om pentru ei nu reprezenta nimic, că nu aveau informații despre el. Aparținea altei sfere. Și iată cum evreii au căzut în disgrație, ba chiar au fost chinuiți crunt, pentru că noul împărat nu cunoștea pe Iosif. Așa se poate întâmpla, cum a zis faraonul din vremea eliberării, eu nu cunosc pe Dumnezeu. N-am auzit despre el, n-am avut asemenea informații. Cine n-are informații, normal că nu, cunoaște. De aceea Dumnezeu nici nu ține cont de vremurile de neștiință, pentru cine nu a fost informat. Rămânem tot aici și citesc din capitolul 2, versetul 4, unde după ce mama lui Moise a pus coșuloțul pe râu, sora copilului pândea la o depărtare oarecare ca să vadă ce are să-i se întâmple. Aici este o cunoaștere pe care o aștepți. N-ai de unde să știi până nu se întâmplă. Doar profeții, doar cine prezice știe. Dar și dacă un profet îți spune ceva, spune Scriptura în Deuteronom 18 cu 21, se va întâmpla așa și așa. Când cunoști? Scrie acolo. Când se va întâmpla, să verifici. Este așa sau nu este așa? De exemplu, se căsătorește cineva și ceilalți din jur, să zicem, părinții pândesc să vadă ce are să se întâmple. În ghilimele spus, pândesc. Dar de unde să știi cum va fi viața noii familii? Cunoașterea în situația aceasta, în această imagine, nu poate fi atinsă până nu are loc evenimentul. La fel, aceeași expresie apare pe vremea lui David, 1 Samuel 22 cu 3, era fugărit de Saul și a rugat pe împăratul Moabului să-i primească în țară și pe părinții lui. Și zice el, până voi vedea, adică până vei cunoaște ce va face Dumnezeu cu mine, nu știu. Sunt dimensiuni ale lui Dumnezeu în care nu știm ce va face, până nu vom vedea ce va face. Și își păstrează dreptul să ne pună în față perdeaua viitorului. Cunoaște-l ce va face. O să-l cunosc când o să fac. Dar până atunci aștept. Citesc acum din 1 Samuel 20 pentru a vedea o altă față a cunoașterii. Amintiți-vă de David din aceeași perioadă despre care am vorbit. Pe lângă adversitatea socrului său, Saul a beneficiat de bunătatea și prietenia lui Ionatan. Și într-o zi au avut o practică între ei, codificată, și a participat încă un băiețaș, care trebuia să adune săjețile. Și scrie în 1 Samuel 20 cu 39, Ionatan a tras cu arcul, potrivit cu înțelegerea, dacă este David urmărit sau nu, dacă poate să revină sau nu,
Și scrie aici, băiatul nu știa nimic. Numai Ionatan și David înțelegeau lucrul acesta. Iată aici un mod de a cunoaște care nu te ajută numai dacă mai cunoști alte lucruri dinainte. Așa se poate întâmpla să-i vorbească Dumnezeu la cineva în adunare. Și ceilalți nici nu-și dau seama că ce a vrut Dumnezeu să spună. Cum era un frate în zona noastră, în Alba, și avea expresia, vorbesc înțelepțește. Adică, voia să spună, să priceapă numai și el în cauză și ceilalți nu. Spunea un frate că s-a tot frământat o vreme îndelungată, oare-i scris numele meu în cartea vieții sau nu-i scris? Și după o vreme de rugăciuni, un proroc s-a ridicat în adunare și nu atât a prorocit. Așa vorbea și Domnul, numele tău este scris în cartea vieții, amin. Alții au zis, stai proroc. Dar pentru cel în cauză a fost un mod de a cunoaște voia lui Dumnezeu. Ascuns celorlalți. Băiatul nu știa nimic, dacă l-ar fi întrebat altul, unde ai fost? Uite, m-a fugărit Ionatan cu săgețile. Da, știi de ce a tras cu săgețile? Păi, eu am făcut antrenament, că e războinic. Și uite, așa poți să spui despre Dumnezeu că ăsta a fost gândul lui. Da, de unde? Când colo Dumnezeu a pusese alt plan și ți se pare că știai despre ce este vorba. Nu știai că în a cunoaște îți lipseau niște informații care sunt descoperite unora. Tot ai despre felul acesta cu referire la cunoaștere, citim în 2 Samuel 15 cu 11, unde postura de a nu cunoaște ce cunosc alții poate fi falimentară. Acum, pentru băiat n-a fost problemă că n-a cunoscut. Bine că n-a cunoscut, că poate nu s-ar fi răbdat să nu spună. Dar spune Scriptura în 2 Samuel 15 cu 11, 200 de oameni din Ierusalim care fuseseră poftiți s-au însoțit pe Absalom în prostia lor, fără să știe nimic. Ei nu știau ce are în plan Absalom. Și lor le se părea că fac un lucru bun. Iată cum, necunoscând lucrarea întreagă, putem să aducem prejudicii lucrării lui Dumnezeu. Degeaba spunea Elisei cândva, știu și eu, dar tăceți. Tot acelor așa oameni le-a zis Elisei, nu vă duceți. Ei, nu, că ne ducem. Și aceștia s-au dus. Știau ei ce știau, dar nu știau tot. Și neștiind tot, în prostia lor, au murit o parte din ei cu ocazia răscoalei lui Absalom. Și întrucât noi cunoaștem în parte, există riscul foarte mare să crede cum știm noi. Știm și cu ce nu știm cum rămâne. Da, dacă greșim. E o problematică destul de dificilă. Pentru că noi suntem responsabili de orice gând, de orice vorbă, de orice fapt. Iată o altă referință, 1 Samuel 16, versetul 16. I s-a spus lui Saul despre David. După ce s-au angajat să caute un om care știe să cânte. Și apoi, iată că l-au găsit și în versetul 18 este scris, am văzut pe un fiu al lui Isai Betlemitul care știe să cânte. Adică este capabil, cunoaște muzică. Dar este un fel de cunoaștere dobândită prin experiment. Sunt oameni cu calități native. Și fără multă școală, se descurcă să cânte, dar nu știu să cânte ca și unul care a exersat, care a profesat, care a studiat în domeniu. Nu este tot una să ai idee despre Dumnezeu, cum mai spun câte unii, scrie în carte. A citit și el în carte când i-au citit alții. Și altul care a studiat carte, care a fost interesat. Cum este scris în 2 Timotei, capitolul 4, stăruiți asupra cuvântului la timp și nelatimp, e normal că ăsta știe că a cântat mult din epistole.
S-a rugat, a meditat, a vorbit despre acele lucruri, a întrebat, a răspuns. Și un ultim verset din Vechiul Testament, Isaia 47, un mod de a cunoaște prin experiență. Experiențe de care uneori n-avem cunoștință în mod anticipat și care strânesc în noi reacții și stări nebănuite. 47:8. Ascultă însă acum tu cea de dată plăcerilor care stai fără griji și zici în inima ta, eu și numai eu nu voi fi niciodată văduvă și nu voi fi niciodată lipsită de copii. Este o imagine a ficei Babilonului în fața unei realități neacceptate. Și spune profetul, să știi că o să guști niște stări, o să intri în niște situații pe care nu le bănuiești. Asta s-a întâmplat și evreilor când scrie Scriptura, tot în Isaia, că cea care născuse mai mulți fii, stălâncezit, și nu și-ar imagina una ca aceasta. Cum poate să spună unul care este sănătos? Spunea un frate mai în vârstă, când a văzut ce picioare bune avea la 70 ceva de ani, spunea, eu când o să mor, picioarele pot să le las la altul. Dar numai că nu l-au ajutat să se poarte pe sine până la gata. Nu bănuia că va fi în stare de așa ceva. Un fel de laudă dinainte, cum spunea Petru, cu tine? O să vezi atunci. Tu care ziceai, nu e așa. Ce cunoșteai dinainte când ziceai așa? Cunoșteai teoria. Și când intri în practică, îți dai seama că și cunoașterea sună altfel. Hai să trecem în Noul Testament. Și să căutăm ceea ce înseamnă cunoaștere în expresia greacă ginosco. Luca, capitolul 7, versetul 39. Ne prezintă pe Domnul Iisus în casa lui Simon, fariseul, care asista ca gazdă la ceea ce se întâmplă în casa lui, s-a uitat la femeie care plânge la picioarele Domnului Iisus și în mintea lui și-a zis, dacă acesta ar fi un proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este aceea care s-a atins de el, că este o păcătoasă. Care știa mai bine? Iată că bietul om avea un simț de percepere, dar era tare limitat. Era o cunoaștere după înfățișare, pe când Domnul Iisus Hristos cunoștea după Duh, după latura interioară. Ei, cunoașterea aceasta e foarte importantă. Altfel, te uiți la un frate, la o soră care plânge și zici ca și Eli, erești beat. Sau poți să zici, e supărată sora. Și când colo, sora o fie supărată, dar nu e supărată pe tine. Ea de necăjită ce este, nu mai vede oamenii. Și tu, dacă nu cunoști, faci greșeli. La fel s-ar putea să nu cunoaștem intenția lui Dumnezeu. De ce tace? Poate tace că nu mai vrea să ne răspundă ca la Saul. Poate tace să ne încerce. Ca și pe Iacov, căruia nu i-a spus despre Iosif că trăiește. Ca și pe Pavel, relatează el că gândul îi spunea că trebuie să moară. Și Dumnezeu știa că nu o să moară. Dar nu avea această cunoaștere în Duh, cum a spus Elisei, când a venit femeia din Sunem la el, se cuprinde picioarele și zice lui Ghehazi, care a vrut să o îndepărteze, las-o, că e amărât. Și Dumnezeu mi-a ascuns lucrul acesta. Iată că a citi o realitate spirituală nu este deloc ușor. Ucenicii au stat cu Domnul atâta vreme și tot mereu le spunea, tot nepriceput sunteți. Bine, eu înțeleg că s-ar putea să nu fiu explicit la studiu sau prin altul în poezia care a scris-o și noi o ascultăm și ne gândim, ce vreau să spun. Și când acolo altceva a intenționat.
Dar Domnul vorbea foarte clar și totuși înțelegerea lor în a citi corect ceea ce este înăuntrul ființei unui om sau a Duhului Dumnezeu nu este deloc ușor, nu degeaba spune Pavel că nimeni nu cunoaște în afară decât Duhul Dumnezeu, dar la aceste lucruri vom ajunge cu vremea pe parcursul acestui studiu. Iată o altă referință nou testamentală, Luca 1:18. Îngerul Domnului a venit la Zaharia, care era în slujbă în templu, și Zaharia, după ce a fost informat, a zis îngerului: din ce voi cunoaște lucrul acesta, fiindcă eu sunt bătrân și nevasta mea este înaintată în vârstă? Cum voi putea să disting asta? Bine, poate altul ar fi spus: ai răbdare și vezi dacă soția ta rămâne sărcinată, așa este, dacă nu, nu e așa. Dar el voia o cunoaștere pe loc. Și îngerul a zis: bine, te ajut să înțelegi, îți dau un semn. Mă, n-a fost prea convenabil. Deci, noi, pe lângă informații, uneori putem să fim ajutați în cunoașterea noastră de niște indicatoare, semne, simboluri. Gândiți-vă ce greu ar fi la circulație să oprești cu mașina tot la jumătate de kilometru și să vezi ce ai de făcut. Pe când este acolo un semn standardizat și toți când îl văd știu. Asta cedează trecerea, asta e curbă, așa și așa. Și simplifică cunoaștere. Și Dumnezeu folosește acest mod cu ocazia vedenilor. Chiar în Scriptură sunt moduri codificate care trebuiesc citite dacă vreți să îl înțelegem. Rămânem în Evanghelie și citesc din Luca 9:11. Unde este scris că Domnul Iisus, după ce și-a primit ucenicii care s-au întors din misiune, i-a luat cu sine, s-a dus la o parte, lângă o cetate numită Betsaida. Noroadele au priceput lucrul acesta și au mers după el. Nu le-a spus. Dar de unde și-au dat seama? I-a urmărit cu privire. Și este un mod foarte simplu de a înțelege. Să vezi încotro se duce cineva sau să vezi ce face. Cum spunea cineva, ajungând într-o țară din Africa și pus în fața unui meniu, undeva în zona Mării Mediterane, un meniu mai neobișnuit pentru români, a zis: nici n-a știut cu ce se începe și cu ce tacâmuri se mănâncă. Să întrebe, a fost rușine. Și a lăsat pe ei să înceapă. Și m-am uitat. Cum făceau ei, făceam și eu. Un mod de a cunoaște. Este modelul ucenicului. A zis Domnul Iisus: eu fac tot ce-l văd pe Tată. Și voi, care știu ucenici, vă uitați la mine și faceți și voi așa. Un mod de a înțelege fără cuvinte, fără să spună cineva. De asemenea, citesc în Marcu 12:12 și aici îmbinăm ultimele două forme de cunoaștere. Știți că Domnul Iisus Hristos a spus foarte multe pilde. Și la un moment dat, după ce a spus pilda vierilor, scrie aici: ei căutau să-l prindă, dar se temeau de norod. Pricepuseră că împotriva lor spusese Iisus pilda aceasta. Și-au dat seama. Iată că n-aveau cunoaștere prin Duhul, dar i-au dus mintea să cunoască. Și cu logică, cu rațiune, au putut să înțeleagă. Și sunt lucruri din Scriptură și este o față a lui Dumnezeu care poate fi cunoscută cu mintea noastră. Astfel putem reține și putem să ne dăm seama. Chiar dacă nu ni se spune direct, se pot deduce anumite lucruri. E simplu de înțeles. De asemenea, tot în Evanghelie citesc din Ioan, capitolul 4, întâlnim modul de cunoaștere prin vedere și analiză, din ceea ce vezi și din ceea ce îți dai seama.
E ca și cum ai avea și o schiță și să și explice cineva. Ioan 4, versetul 53. După ce Domnul a efectuat o vindecare, tatăl a cunoscut că tocmai în ceasul acela îi zisese Iisus, fiul tău trăiește, și a crezut el și toată casa lui. Și a făcut calcul. Când a fost eu acolo? Ieri, la ora aceasta, la ceasul al șaptelea, l-au lăsat frigurile. Ce s-a întâmplat la ora aceea? Atunci l-a rugat pe Domnul, atunci mi-a spus el un cuvânt de vindecare. Înseamnă că aici e mâna lui Dumnezeu. Și a înțeles foarte clar. Evident că aici intervine și credința despre care vom vorbi. Dar lucrurile acestea ne pot face să înțelegem. Ca și cum, de exemplu, ai vedea un om rău, s-a dus la adunare, fă bolnav spiritual, să zicem, slăbiciuni. Și de la adunare vine un om schimbat. Sau cum s-a întâmplat cu unii bolnavi, îi pun din nou la analize și spune, dar unde ai fost? Ce tratament ai făcut? N-am făcut niciun tratament. De când am plecat la dumneavoastră, n-am fost niciun medic, numai la biserică. Atunci, cât ar fi omul de nepocăit, tot își dă seama, măi, aici e ceva de la Dumnezeu. Dar asta nu înseamnă că și cunoaște mai mult de tot pe Dumnezeu. Dacă un medic vede o lucrare a lui Dumnezeu, nu înseamnă că și cunoaște deja pe Dumnezeu. A cunoscut o parte a lucrării. E bun cât a cunoscut, dar este insuficient. E ca și cum ai spune, cum am început să vorbesc despre mașină, cunoști banchetele, că ai mers cu cineva cu o mașină. Da, vreodată capota a ridicat, o să știi ce motor e acolo. Sau să știi ce are în portbagaj. Nu, tu cunoști acolo, pe banchetă, la tine. Și te simți bine acolo, atât cunoști. Dar Dumnezeu este imens. Iată încă vreo câteva expresii care au de-a face strict cu cunoașterea, cu mintea, expresia oida din greacă. Matei 21 cu versetul 27 și apoi vom trage concluziile care se impun. Oamenii au intrat în vorbă cu Domnul Iisus întrebându-L cu ce putere face minunile. Și El le-a zis, uite, vă întreb și eu. Botezul lui Ioan vine din cer sau de la oameni? Și ei răspund, versetul 27, nu știm. E drept, cu mintea n-avea de unde să știe. S-au scuzat, dar au afirmat un adevăr. Ei nu puteau să priceapă numai dacă ar fi crezut. Dar, teoretic vorbind, empiric, n-aveau cum să demonstreze aceasta. Luăm o altă referință. Matei, capitolul 7, versetul 11. Unde Domnul vorbește despre viața obișnuită din familie, când copiii cer părinților anumite lucruri. Și scrie aici, deci voi, care sunteți răi, știți, adică voi cunoașteți, să dați daruri bune copiilor voștri. Deci un părinte știe, o mămică știe cât de cald să-i facă laptele la bebeluș, așa e? Asta e o cunoaștere cu mintea. E drept că se ajută de celelalte simțuri, dar mai întâi știe în mintea ei câte grade sunt sănătoase, câte grade să lase temperatura în cameră. Și mă adaug doar 1 Corinteni 2 cu 2, unde Apostolul Pavel vorbea despre lucrarea sa de propovăduire. El scrie, căci n-am avut de gând să știu între voi altceva, adică după mintea mea mi-am pus în plan, doar de asta mă ocup. N-am avut de gând să știu decât între voi pe Iisus Hristos și pe El răstignit. E ceva de genul, duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor. Noi putem să vorbim despre Domnul în măsura în care El ne se descoperă și știm, cunoaștem, dar mintea noastră ne ajută să nu spunem ceva, adică este un mod de a filtra, de a recepționa pe baza cunoașterii. De exemplu, a fost un păstor deosebit în țara asta, compus și versuri, dar când și-a pierdut mintea,
Repeta aceleași fraze, dar el nu-și dădea seama că spune de 4 ori o frază. Și nu știau din respect pentru el și fiindcă el nu înțelegea să-l oprească, era o biserică mare, se făceau de minune. În ghilimele spus, s-au bucurat când au avut loc un al doilea accident cardiovascular, pentru că atunci repeta într-una și nu mai putea fi expus publicului. Mintea nu m-a ajutat să cunoască, să facă selecție. Un om nebun, ce să-i explici? Predici sau prorocii? N-ai cum. El va pricepe, Dumnezeu îl poate lumina cât să se mântuiască pe el, dar va putea el să priceapă cât să explice altora? S-a întâmplat un caz când un frate, în urma unor bătăi și-a pierdut din minte, acolo era pe rol, pare să și un păcat, nu știu exact, și l-au luat 2 mai tineri așa, în credință, și a început să-i explice. Băi, nu-i voie să faci așa? Și bietul om dădea din cap, da. Mă întreb eu, care înțelegea destul? Ar fi trebuit să-și dea seama? Că, de exemplu, un tată spuneam că pricepe și nu se apucă la copilul de 5 ani să explice cum trebuie reparată mașina. Și dacă nu ia acasă tata și urmează să vină mecanicul, mai degrabă îi lasă scris decât să-i spun la băiat ce-i defect. Nu va înțelege. Ei, cu ceea ce am spus până acum, n-am avut altceva de plan decât să vă ramific mintea. Sper să nu fi răvășit de tot. Să ne dăm seama câte fețe are cunoașterea. Da, acum trebuie să ne adunăm, după ce ne-am împrăștiat peste tot, ca și niște oameni care își propun să culeagă toate florile de pe un deal. Și se duce unul într-o parte, altul într-alta, unul culege un fel de flori, altul alt. Dar la gata se adună echipa, nu? Și o să facă buchetul din toate. Hai să notăm 2 caracteristici ale cunoașterii lui Dumnezeu. Baza cunoașterii lui Dumnezeu este dată de revelație, adică de descoperirea Lui. Toată Scriptura se bazează pe revelație. De unde știa Adam să vorbească la urmașii lui? L-a văzut pe Dumnezeu și Dumnezeu i-a vorbit. De unde a știut Moise să spună atâtea la popor? Dar i s-a arătat Dumnezeu și i-a vorbit. De unde au știut profeții? I-a dus mintea lor? Ei au putut să selecteze cu mintea și să nu spună prostia, îmi spune noi. Dar au trecut dincolo de dimensiunea minților. Dumnezeu li s-a descoperit. Iar Noul Testament este cea mai puternică revelație. A venit Domnul Iisus Hristos direct din cer și s-a apucat să le explice. Această lucrare a socotit Dumnezeu că nu-i suficientă nici să folosească doar îngerii și Duhul Sfânt, a trimis pe însăși Fiul Său. Iată ce spune Scriptura în Vechiul Testament în Deuteronom despre Moise. Și în mod special când stați de vorbă cu alți oameni din afara creștinismului, știu eu, cum ne invadează acum mormonii, sau stați de vorbă cu alții de orientări umaniste, sau aveți îndoiele în mintea dumneavoastră, de unde știi că e așa? Păi Dumnezeu s-a descoperit. El a vorbit oamenilor. Scrie aici în Deuteronom 34 cu referire la Moise, de la versetul 10, în Israel nu s-a mai ridicat proroc ca Moise pe care Domnul să-l fi cunoscut față în față. N-ar fi avut Aron autoritate. A avut Moise, că el a vorbit cu Dumnezeu. De câte ori scrie, Domnul a vorbit lui Moise și a zis, niciunul nu poate fi pus alături de el în ce privește toate semnele și minunile pe care le-a trimis Dumnezeu să le facă în țara Egiptului, împotriva lui Faraon, împotriva supușilor lui și împotriva întregii țări. Și în ce privește toate semnele înfricoșătoare pe care le-a făcut Moise cu mânătare înaintea întregului Israel. Și saducheii cât erau ei de îndărădnici, dar strict în Moise, tot credeau. Pentru că toată țara a văzut imaginea aceea și s-a păstrat ca o dată istorică că pe acel munte Dumnezeu s-a coborât și a vorbit unui om. L-au auzit și ei puțin, dar apoi Moise l-a auzit în continuare. De unde avem noi siguranță că ceea ce cunoaștem este adevărat, ce este scris în Biblie? Fiindcă toate cărțile Noului Testament sunt scrise ori de cei care l-au auzit pe Domnul vorbind, ori imediat de ucenicii lor. Dar informațiile sunt strict de la apostoli, sunt de la sursă.
Iată ce scrie Ioan în 1 sa epistolă, capitolul 1, de la versetul 1. Auziți cu câtă siguranță vorbește el. Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții. Au fost ucenici care au pus mâna în rănile Domnului, care l-au auzit vorbind, care l-au văzut intrând, dispărând, l-au văzut înălțându-se. Ei nu mai puteau fi contraziși. Toată ființa umană, cu toate simțurile, a primit revelația. A auzit, s-a înfricoșat, a pipăit, a recepționat în minte. Pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea. Și vă vestim viața veșnică, viața care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. Deci, reia, ce am auzit, ce am văzut, aceea vă vestim și vouă. Observați în afara creștinismului ce idei năstrușnice sunt, ce forme au zeii, cum și imaginează hindușii divinitatea și așa mai departe, fiindcă n-au văzut nimic. Mi s-a părut vreunuia. Altul și-a imaginat. Ei n-au avut parte de revelații. De aceea curentele mai noi apărute, cum ar fi de exemplu mormonii, pretind și ei o revelație, că un anume înger pe nume Moroni i s-a arătat lui Joseph Smith în secolul XIX și i-a dezgropat niște tăblițe. Da, de unde? Că Domnul Hristos, bă, în viere, s-a arătat și în America. Nu există nici surse istorice, nici alte dovezi. Este o informație târzie, cum sunt altele acum cu epistola nu știu cui, cu Iuda și cu toți ceilalți și toate celelalte informații care sunt mai degrabă dezinformări. Deci cunoașterea noastră se bazează pe descoperirea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu ni s-a descoperit, îi mulțumim. El s-a prezentat și a vorbit și oamenii au înțeles. Mai adaug la ideea aceasta ceea ce scrie în Apocalipsa capitolul 22. De la versetul 8. Și vă rog să vă gândiți și la Ioan. Câtă siguranță avem noi în cartea Apocalipsei. Astea nu sunt povești ca al Nostradamus. Ioan a fost răpit, el a văzut, îngerii s-au adresat, a spus, vină încoace, să-ți mai arat ceva, uite cum va fi. Eu, Ioan, am auzit și am văzut lucrurile acestea. Și după ce le-am auzit și le-am văzut, m-am aruncat la picioarele îngerului care mi le arăta ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis, ferește să faci una ca aceasta. Eu sunt împreună, slujitor cu tine și cu frații tăi și cu cei care păzesc cuvintele din cartea aceasta. Închină-te lui Dumnezeu. Apoi, o doua idee. Credința asigură sau certifică revelația. Fără credință, revelația n-ar fi desăvârșită. Pentru că numai ei au văzut. Și noi ce am văzut? Ce a zis domnului Toma? Toma, e bine că totuși ai avut ce pipăi, dar de acum fericii de cei ce n-au văzut și au crezut. Dar nu credem orice. Credem ce au văzut înaintașii noștri, ce li s-a arătat lor, ceea ce este scris și este în concordanță. De exemplu, s-a dus, să vedeți rolul credinței, s-a dus Moise în Egipt și a început să facă semne. La Moise nu erau semnele ca la noi, când ne rugăm și nu știm că face Domnul un semn sau nu îl face, sau când și cum îl face. El îl făcea așa, ca și cum apeși pe buton, ca și cu o mașinărie. A avut harul acesta, fiind puterea lui Dumnezeu peste el, având un mandat special, scrie aici în Exod 4, de la versetul 28, Moise a făcut cunoscut lui Aron toate cuvintele Domnului și toate semnele. Moise și Aron și-au văzut de drum, au adunat pe bătrâni copilul lui Israel, Aron a istorisit toate cuvintele și Moise a făcut semnele. Observați? Mai întâi Moise i-a ținut o predică la Aron și a zis, Aron, nu crezi? Uite, fac și semne. S-a uitat Aron la el. Hai să mergem la popor. Și aceeași operații s-au repetat și una și alta. Și scrie aici, versetul 31, poporul a crezut. Dar dați-mi voie să vă spun, puteau și să nu creadă. Sunt oameni care nu cred.
Și te tăgăduiești în față, vede minunea și o contrazice. Sau dacă nu, va spune că e cu puterea satanei sau că așa se întâmplă, e o dereglare de la legile naturale. Deci tot este nevoie să intervină credința. Și asta vine tot de la Dumnezeu. Și o pune acolo unde trebuie pusă. De aceea, în cunoașterea lui Dumnezeu, să rugăm să ne dea credință. Cine se apropie Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Evrei 11:6. Prin credință pricepem că lucrurile care se văd sunt făcute din lucruri care nu se văd. Cum credem asta? De la Adam, de la Moise, noi îl credem pe Dumnezeu prin ei. De aceea spunea Domnul Iisus, cine vă primește pe voi, mă primește pe mine. Și se ruga pentru cei ce vor crede în ei prin cuvântul lor. Fără credință nu poate fi Dumnezeu cunoscut. Este o lucrare nevăzută, supranaturală. Dumnezeu ar fi putut să facă mult mai multe minuni și țin câte a făcut Domnul. De ce nu scrise toate în Evanghelie? Ce-o scrie Ioan? Astea au fost scrise ca să crede și crezând să aveți viața veșnică, dar altfel puteau să fie făcute și altele. Sau a spus bogatul, în pilda cu bogatul Avram, nu e nevoie să vină cineva, dacă cred, să creadă revelația care e scrisă. Vechiul și Noul Testament. Și le va fi destul. Noi avem metodologii în cunoaștere. În primul rând, literatura biblică, dar ea trebuie înțeleasă corect și asta e ceva foarte important. Citea famenul din carte și se gândea, măi, dar profetul ăsta chiar despre el a scris așa? Și a venit Filip să explice că nu a scris despre el, e vorba despre Domnul Iisus. Sunt profeții prin David care mai zice că se împlinesc toate prin Solomon, când acolo și te uiți mai bine, stai că nu privești numai pe Solomon, că îl privești pe Domnul Iisus. Spunea Domnul Iisus pilde, ei, acestea trebuie să înțelese. Și aici intervine dimensiunea cunoașterii în a pricepe Scriptura. De exemplu, Apocalipsa este interpretarea istorică, conform căreia aproape Apocalipsa, toată Apocalipsa e împlinită. Este interpretarea viitoristă, conform căreia de-abia suntem pe la începutul Apocalipsei. Cum o înțelegem? Așa îl vom cunoaște pe Dumnezeu. Apoi, unii au experiențe particulare. Ei, aceste experiențe, dacă vin de la Dumnezeu, sunt foarte bune, sunt ajutătoare, dar fundamental rămâne tot revelația și ceea ce-i scris. Iată ce spunea Petru în a doua sa epistolă, capitolul 1. Ei au văzut pe Domnul Iisus, pe Moise, pe Ilie. Și sunt frați și surori care au văzut îngeri, care au vedenii interesante. Dar nu putem să facem teologie pe vedenile cuiva. Teologia se face pe Biblie, vedenile acele ajută. Scrie aici Petru, 2 Petru 1:16, în adevăr v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos, nu temându-ne pe niște basme meșteșugite alcătuite, și ca unii care am văzut noi înșine cu ochii noștri mărirea Lui. Că cel a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă atunci când din slava minunată s-a auzit deasupra Lui un glas care zicea, acesta este Fiul meu preiubit în care îmi găsesc plăcerea. Și noi înșine am auzit acest glas venind din cer, când eram cu El pe muntele cel sfânt. Și acum ascultați, și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, adică avem Vechiul Testament, la care bine faceți că luați aminte ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Fiindcă mai întâi toate să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură, căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Amintiți-vă că atunci când Domnul Hristos a înviat, le-a arătat rănile sale, dar mai întâi le-a explicat Scriptura. Eu cred că cineva l-a văzut pe Domnul. Sunt oameni care au vedenii, vise, dar dacă nu ținem cont în cunoașterea lui Dumnezeu mai întâi de prorociile scrise, de un Moise, de apostoli, de oamenii de bază lăsați de Dumnezeu, în rest ne încurcăm. Și aici adaug o idee care cred că se impune. E foarte important în descoperire să știm că Dumnezeu a folosit numai oameni credincioși. Nu veți întâlni în Biblie, dragii mei, cărți scrise de proroși care au căzut din credință.
Noi avem epistole scrise de Pavel, dar nu avem epistole scrise de Dima. E foarte important prin ce oameni primim cunoașterea. Nu degeaba spunea Apostolul Pavel la Timotei, 2 Timotei, capitolul 2, cu versetul 2, și ce ai auzit de la mine, în fața multor martori încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe pe alții. Cunoașterea trece prin omul care transmite informația. De aceea scrie în capitolul următor 3, 2 Timotei 3, de la versetul 6, că sunt printre ei unii ispitiți, imorale, spune. Versetul 7, învață totdeauna și nu pot ajunge niciodată de deplina cunoștința adevărului. Feriți-vă de oamenii care aparent cunosc, numai nu cunosc, se ferească de păcat și trăiesc în păcat. Păziți-vă de o astfel de cunoaștere. Și mai departe îi scrie de la versetul 10, tu însă ai urmărit de aproape învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, prigonirile și suferințele. Versetul 14, tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, căci știi de la cine le-ai învățat. Deși dacă ar fi autentic o epistola lui Iuda, o dau la foc. Păi Iuda să-l cred. M-am mințit de când o fac cu banii. Nu-i de crezut. Dau un Petru de crezut? E de crezut. El a primit autoritatea aceasta, cum spune Apostolul Pavel, a primit harul să întrejesc cuvântul. Pe ăștia îi credem. Dar nu credem pe oricine. Credem pe un Moise, profeți, ca Samuel. De aceea, nu fără importanță, la sfârșitul cărții Iov scrie că cei trei prieteni n-au vorbit corect. De aceea, atenție când studiem din Iov ce spun aceia. Spune în capitolul 4 că Dumnezeu găsește greșeli la îngeri. Unde mai scrie în restul Scripturii una ca asta? Dar acolo scrie că un înger, un duh s-a furișat și a zis, uite, ce fac ăștia? Bă, satana. S-a dus în cer să-l părască pe Iov, dar s-a răbdat numai cu atâta? I-o fi părât și pe îngeri, că nu fac treabă bună. Nu se ia Dumnezeu după el, dar nici noi să nu ne luăm după oamenii care nu prezintă încredere. Am citit cândva despre niște oameni care stăteau de câteva ore într-un aeroport din Stockholm, datorită unor perturbări atmosferice, nu puteau să plece. Și la un moment dat s-a anunțat că va pleca un avion spre Germania. Și scria un bărbat, și am stat pe gând să plec, să nu plec. Dar dacă o fi vreun curajos din ăsta care vrea să facă și el aventură, sau vrea să fie avansat. Și am avut reținere. Dar când a venit prin fața locului pe unde stăteam și noi pentru înregistrarea biletelor și îmbarcare, l-am cunoscut pe un pilot foarte serios, cu multe curse la bord. Și când l-am văzut cu seriozitatea lui și cunoscându-i personalitatea, m-am pus primul la rând. Am zis că omul ăsta mă duc. Dacă era vreun pilot tânăr, mai fie alte avioane, dacă nu, încerce alții. Să avem încredere în acești oameni și Dumnezeu să ridice astfel de bărbați. Dragii mei, închei spunându-vă că se merită să-L cunoaștem pe Dumnezeu în multele Lui fețe. Dar dați-mi voie să vă spun că până una altă, palma Lui tot peste noi rămâne în stâncă. Și o să vedem ce o să vedem, dar nu o să vedem tot. De aceea scria Ioan în întâia sa epistolă, capitolul 1, el care a zis că noi am văzut și am pipăit. Auziți-l ce scrie. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii al Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște, pentru că nu l-a cunoscut nici pe el. Prea iubiților, acum suntem copii al Dumnezeu și ce vom fi, nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta el, înseamnă că nu s-a arătat așa cum este. Vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Dragii mei, până atunci să ne uităm cu toată atenția la toate vederile ce ne le trimite. Să-i studiem cu mare pasiune albumul și cărțile sfinte. Și oamenii de încredere să fie pentru noi de ascultat și de urmat. Și să nu ne lăudăm repede. Știu! Și ne crede că știe ceva, nu cunoaște cum trebuie. În cunoașterea lui Dumnezeu trebuie foarte, foarte multă atenție, băgare de seamă, folosită mintea, toate simțurile, ținând cont mai întâi de Scriptură, așteptând că Dumnezeu se descopere progresiv, smerindu-ne, dar toate acestea
sunt noi deschideri spre lecțiile viitoare. Dumnezeu să dea har și binecuvântare.